Slăvi să fie Domnul! Suntem în mâna sa. Și unul dintre versurile care mi-au plăcut foarte mult a fost că El mă învață să zâmbesc. Și de multe ori avem la casa Domnului această atitudine de sobrietate. Prea sobri. Dar El ne învață să zâmbim, că bucurie. Ne învață să zâmbim, că el este bucurie. Poate că avem motive și să fim triști. Sigur. Ne vedeți, bucuria este o stare a inimii ce nu ține cont de contextul în care noi trăim. Dragii mei, vă invit să vă, re... să vă ridicați și să citim Cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Începem citirea cu vesetul întâi, Evanghelia după Ioan, capitolul 13, vesetul întâi. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe-ai săi care era un lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la, el, de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergalul cu care era încins. A venit deci la Simeon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Isus i-a zis, Ce fac eu? Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, Niciodată nu vei spăla picioarele. Isus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Isus i-a zis, cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Că știa pe cel ce via să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele, și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii, altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat. Adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin. Luați loc. Dragii mei, un pasaj foarte frumos, un pasaj mai ales în care a fost implicat Domnul Isus și a dorit ca să dea o ultimă învățătură ucenicilor înainte de Golgota. Un pasaj care vorbește foarte mult despre smerenie. Smerenie care Domnul Isus zice, ar trebui să o aveți și voi. Dar nu acea smerenie pe care noi oamenii o fabricăm. Pentru că smerenia, de fapt, este o stare a inimii. Nu este o față posomorâtă, nu sunt niște haine mai lungi, nu sunt niște haine mai sărăcăcioase, nu e doar o, o privire care să dă notă de o persoană smerită. Smerenia este o stare a inimii. În mentalitatea noastră, nu a Bibliei, nu ai voie să zâmbești. Unde l pei văzut după Iisus că zâmbește? Stăteam și mă gândeam la niște poze, fotografii, picturi ale Domnului Iisus. Nu l-am văzut niciuna să zâmbească. Și mă gândeam la acel moment în care au venit, ucenici, au venit copiii la el. Și eu l luat în brațe și au zis, lăsați copilașii să vină la mine. Oare credeți că aveați așa o față de sus, posomorât? Lăsați-mă să vină copii aici. Să schimbă imediat. Se schimbă imediat. Pentru că nu are cum să vină copiii la un astfel de om. Nu are cum. Și atunci am stat și m-am gândit că pocăința de fapt nu stă în. Smerenia nu stă în doar în ceea ce se vede în afară. Și pocăința, de fapt, este o stare a inimii. Smerenia este o stare a inimii. Mă gândeam la Domnul Iisus când o lua biciu și o biciuit pe cei care erau la templu acolo, oare era mai era smerit? Sută Pentru că smerenia înseamnă să ai o stare de supunere față de cineva. Și el întotdeauna, Iisus, a avut o stare de supunere față de tăticului Ceresc. Și Tatăl nostru ceresc. Și în orice activitate a Domnului Isus, toate le făcea, având în minte, având din inimă, starea această dezmerenie între El și Tăticul lui Ceresc. Și de fiecare dată El se raporta la Tatăl lui Ceresc. Cuvintele sunt de la mine, eu nu am venit de la mine, El m-a trimis. Autoritatea acum când sunt de ieșit pe pământ, este la Tatăl. Și mă gândeam că smerenia aceasta trebuie să fie în acțiune. Smerenia, de fapt, trebuie să acționeze. Pentru că Domnul Iisus nu a venit doar să ne dea un exemplu, a venit pe pământ și a zis, ok, urmați un exemplu meu, ce să fac? Stau și meditez. N-a făcut asta. În fiecare activitate în care a fost implicat Domnul Iisus, să a dovedit smerenia lui, dar și faptul că a acționat. Dacă îi vei dați cuiva un pahar de apă, mie mi l a făcut. Dar mei, zmerenia își cunoaște scopul. Cuvântul Domnului spune, Iisus știa de unde a venit și unde se duce. Iisus a cunoscut scopul pentru care a venit pe acest pământ. El a știut clar de ce a venit pe acest pământ. Scopul mărunul a fost să îl proslăvească pe tatăl. Pentru că el a venit în ascultare de tatăl. De multe ori ne întrebăm, oare Dio, de ce trebuie să fiu smerit? Oare care este scopul meu ca și copila lui Dumnezeu? Scopul smerenii mele, de ce trebuie să fiu și eu smerit? ca să nu loresc pe Domnul Isus Hristos. Asta trebuie să fie scopul de fiecare dată când noi mergem în lumea aceasta. Scopul suprem pe care Dumnezeu ne-a cerut nouă să fim smeriți este să-L onorăm pe Tatăl și pe Domnul Isus. Isus cunoștea scopul pentru care s-a născut. El a știut clar de ce a venit. Când s-a auzit acolo un glas, cine va merge pentru noi? Iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia ta. Da. Și atunci mă duc în zmerenie, în supunere, mă duc în lumea aceea pe care tu ai creat-o. Și mă duc să te reprezint pe tine cu cinste și atunci noi îl reprezentăm pe el cu cinste? Isus fiindcă știa că a sosit ceasul. Isus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Dragii mei, smerenia îți oferă o identitate autentică. Smerenia îți oferă o, o identitate autentică. El știa cine era. Iisus te iubește nu pentru că știe cine. Ești tu Iisus te iubește pentru că știe cine este El Iisus te iubește pentru că știe cine este El Și noi începem dragii mei să iubim pe oameni În funcție de cine sunt ei Nici de cum de cine suntem noi Și de prea multe ori ne raportăm la oamenii din jur În funcție de cine sunt ei Nu de cine suntem noi un lucru extraordinar de important, dragii mei, ca noi, ca și creștini, este să ne cunoaștem identitatea. Dacă nu știi cine ești, vei acționa în haos. Pentru că zmerenia acționează conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că zmerenia, Isus Hristos, el știa cine este El. Și El mă iubește pentru că așa este El. Dragii mei, ar trebui să ne purtăm cu alții nu după cum sunt ei, cât de răi sunt ei, ci cât de buni suntem noi. Asta exprimă identitatea mea în Hristos. Cine sunt eu în Hristos? Smerenia nu mai ține cont de context. Am avut persoane, din păcate, cu care când eram numai noi doi, Wow, ce frumos era. Ne înțelegeam de minune. Cum era încă vă doi, trei, era de nerecunoscut. Era de nerecunoscut. Și atunci a trebuit ca să văd lucrul acesta, am luat lucrul acesta și am zis, ok, trebuie să fiu atent ce îi spun în context. Trebuie să fiu foarte atent ce îi spun în context. Dacă vreau să-i spun un lucru ca să schimbe, trebuie să fim numai noi doi. Dacă vreau un lucru să ajungă chiar la inima lui, trebuie să fim numai noi doi. Dar este puțin așa. Înseamnă că mă anulează cine sunt eu. Înseamnă că eu una spun într-un anumit context și alta voi spune în alt context. Și înseamnă că eu în permanență voi juca tot timpul în funcție de context. M-am gândit, la Domnul Isus un, un detaliu extraordinar de important. În timpul cinei, după ce diavolul îi pusese la cine a venit diavolul? Dar Isus nu s o schimba Este puțin că după ce pleacă Iuda cu diavol cu tot, pot să încep să, să vă dau niște lecții. Nu l-a interesat contextul pe Isus, chiar dacă diavolul a fost prezent acolo cu ei. Nu l-a interesat lucrul acesta. Și -o zice, vreau să vă spun ce face un Dumnezeu. Ce este gata să facă un Dumnezeu, Iisus Hristos, cât de gata să se smerească. E un amănunt extraordinar acolo. Un lucru pe care noi zicem că a, la biserică trebuie să. Și ne facem niște liniuțe cam cum ar trebui să mă comport la biserică. Dar dacă ieșim din biserică, și auzeam pe altcineva uh, spun lucrul acesta, o zi aici la biserică trebuie să fii așa, asta e eticheta, ești, de aici, e treaba ta ce faci. Nu e treaba ta ce faci. Pentru că așa cum te comporți aici, trebuie să te comporți și afară, așa cum te comporți afară, trebuie să te comporți și aici. Dacă aici te îmbraci într-un fel, afară te îmbraci în alt fel și îți ia pe hainele de afară, nu poți să le aduc în biserică, înseamnă că te îmbraci greșit. Smerenia nu ține cont de context. Dacă știi cine ești în Hristos, dacă îți cunoști cu adevărat identitatea, nu contează cine este în preajmă, nu contează cine este lângă tine. Tu ești tot tu. Și de multe ori, dragii mei, ne este frică să fim noi. De multe ori ne este frică să fim noi. De aici. Pericolul fantastic de a fi ipocrit. Pericolul extraordinar de mare de a fi ipocrit. De a zice una, de a face alta. De a te comporta într-un fel aici și într-un fel de comporți în afară. Isus n-a făcut asta. A simțit prezența demonică acolo. Și o să așa puțin. Să vedeți, eu Dumnezeu. Eu pot să mă dau hainele jos. Și Apostolul Pavel spune, el s-a dezbrăcat de gloria cerească și a venit să locuiască printre noi, plin de har și de adevăr, spune Ioan. A venit să locuiască printre noi, a fost gata să renunțe la gloria lui cerească, nu la identitate. Pentru că un alt lucru foarte greșit este că noi ne luăm identitatea din slujba noastră. Ne luăm identitate din ceea ce facem noi, între a fi ospătar și a fi sclav. E diferență. Un ospătar, un chelner servește, dar nu-i servitor. Sunt două lucruri foarte diferite. Smerenia nu te face să fii sclav, te face să fii slujitor. Suntem slujitorul Domnului Isus, dar nu suntem sclavi. Pentru că de drag mergem acolo. De drag mă duc acolo să-i slujesc lui. Smerenia îți oferă această identitate care, dragii mei, mulți nu au și nu știu. Cine sunt ei? Și unii ca să-și stragă identitatea să uită în palmares. Ce am, ce am făcut, ce am dobândit. Să uită în jurul lui și de acolo își trage identitatea sunt un om de afaceri prosper. Wow, e grozav. Super. Dacă nu le mai ai săptămâna viitoare, ce mai ești? Un mare nimeni. Un mare nimeni. Dacă tu îți iei identitatea din asta, identitatea noastră, dragi mei, este în Hristos. Voi nu știți că voi nu mai sunteți ai voștrii ci voi ați fost răscumpărați cu un mare preț și identitatea voastră s-a transformat din fi ai păcatului în fii ai lui Dumnezeu aia este identitatea voastră Domnul Iisus s-a ridicat de la masă al atunci tergar s-a încins a turnat apă într-un legian și a început să spele picioarele. Smerenia face lucrarea completă. Domnul Iisus nu i-a zis, Petre, ia un ligan și pune apă că vreau să, să te spăl. Andrei, adu un ștergar. ergar. Ascultă-mă aici, Natalia, du-te și adu o apă. Și a zis, nu, 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 nu. Și a zis, eu vreau să fac lucrarea asta completă. Și dragii mei, de foarte multe ori unii vor să lucreze cu sacrificiile altora. Unii vor să se implice dacă. Unii vor să slujească dacă. Iisus erau toți și la masă, nici nu știau ce se întâmplă acolo. Și deodată Iisus a ridicat. Nu știu ce masă erau, că oricum ei nu prea stau la masă și au scaune pe acolo. Dar oricum s-au ridicat de acolo. Și toți zic, okay, oare ce va face acum Iisus? ciudat aina jos o luat undeva de un ștergar o găsit undeva un ligian s-o dus acolo, că au o cu apă acolo o pus apă în, 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 în ligheanul respectiv și a venit smerenia face slujba completă dar dintre noi ne pare să facem doar jumătate de măsură mă angajez în asta doar atât a, după aceea nu mai pot pentru că au intervenit o grămadă de lucruri, nu, nu, mai, nu mai pot să slujesc. O știi cum, dacă s-ar face cu tare și cu tare lucru doar ca să-mi convină mie, o atunci pot să slujesc. Smerenia se face într-un context, dragi mei, în care tu începi să dai, să te coste. Apreciez tare mult pe cei de la închinare că sunt lob jumate aici să se să, să, să repete. Când la unii poate că sunt somnul cel mai dulce. Smerenia duce lucrarea până la capăt Că pot să spună A, sunt niște melodii pe care le știm E ok, merge Hai, venim cu un sfert de oră înainte Venim, arătă două lucruri și O rezolvăm cumva Nu, nu, smerenia face lucruri de calitate Nu pentru identitatea noastră Să ne scoatem noi în evidență ci pentru el care merită Isus Hristos Smerenia dragii mei, nu are în vedere fața omului. Cum un îi spune că a luat ligian, a spălat picioarele la câțiva ucenici și a ajuns la Petru. În acel loc, dragii mei, a fost și Iuda. În ziua aceea, în momentul acela, Domnul Iisus i-a spălat picioarele lui Iuda că înainte de Petru, că după Petru, nu știu, de-o spăla picioarele lui Iuda, că după aceea urmează descoperirea vânzătorului. Iuda era acolo prezent. N-am practicat spălarea picioarelor decât o singură dată în viața mea. Eram în Statele Unite, la o biserică menonită, și aveam un prieten drag acolo. Și am auzit, n-am știut, și au zis, a, asta zis spălarea picioarelor. Și am zis, super, hai să dăm ce aia. Cum se practică la voi asta așa? așa. Ce asta? Fiecare am avut lighenuțul nostru frumos. Întâi am stat eu pe scaun, mă descălța, frumos pălată, a fost super. ne după aceea am luat în brațe și o zis, I love in Christ, te iubesc în Hristos. Ok, facem schimb. S-o pus el pe scaun, m-am pus eu acolo în genunchi să facă aceeași chestiune, dar ceva s-a întâmplat. În România aveam un om în comitet pe care îmi făcea zile negre. Și nu-l iertam și nu l-am iertat. În momentul acela, l-a dus Iisus acolo pe scaun. El a fost acolo pe scaun și Iisus a zis, spală picioarele. Și am început să plâng. Pentru că nu puteam să-i spăl picioarele. Pentru că atât de mult rău a putut să facă omul ăla mie și bisericii. Atât de mult rău a putut să facă. Și am început să plâng și am zis că nu pot să-i spăl picioarele. Dar m gândit la Iisus. Cum a putut să-i spele picioarele lui Iuda știind că peste câteva ore îl va vinde? Peste câteva minute îi va spune, ia bucățica, el este ce ai de făcut, fă repede. Și cu exact cu aceea smerenie s-a așezat acolo la picioarele lui Iuda să-i spele picioarele. Și am început să plâng, și am început să plâng. Și ja, fratele, wow, le, ce impresionat e Horațiu de spălată picioarelor. Dar a fost momentul ăla acolo și am zis, de fapt, spălatul picioarelor nu are nimic de a face cu spălatul efectiv să speli picioarele. Cu nimic n are de a face cu asta. Eram după aceea, tot ce era în mintea mea, e, Doamne Suse, ține avionul ăsta să ajung în România să-mi cer iertare. Să mă pocăiesc. Pentru că dacă eu nu pot să spăl picioare la absolut orice persoană din fața mea, înseamnă că nu-ți merit. Înseamnă că relația mea cu tine are mult de suferit. Egal cine este omul ăla, să nu fiu în stare să spăl picioarele pentru că mi-a făcut, mi-a zis, știu, și nu să nu pot să spăl picioarele. Și Domnul Iisus a spus la picioarele lui Iuda. Au trecut ani. și mă duc într-o altă biserică, pendicostală unde se practica lucrul acesta. Și cum s-a făcut, cum s-a făcut ca un baptist să predice la Biserica Pentecostală din Ioan 13? Dar însă, cum așa faceți chestia asta? Am zis, faceți ceva ce nu ați făcut niciodată. Faceți ceva ce nu ați făcut niciodată. Uită-te în sală și găsește omul cu care ai avut ceva cândva în trecut când ai ceva în inimă cu persoana respectivă, du-te spale picioarele. Uită-te în sală și gândește-te la persoană la care niciodată nu te duce să-i speli picioarele. Mergeți și faceți lucrul acesta. Am început să-mi fie tot mai puțin să ducă în zona aia. Pentru că mi-ar fi ușor să mă duc să-i spal picioarele lui fratelui Dan. Da, e ce -o problemă, prea, Vai, super, e, e grozav. Dar dacă am pe cineva în sală acolo și care zic, Doamne, dacă ăsta vine acum aici, vai de mine, ce mă fac, că nu vreau să-l văd. Despre asta e vorba cu smerenie. Și Isus o zis, eu vreau să-ți dau o pildă. Vreau să vedeți că zmerenia nu are de-a face cu fața omului. Pentru că în momentul în care tu te pleci acolo în smerenie și slujești, tu de fapt îi slujești lui Dumnezeu, nu persoane respective. Ei dat un par cu apă, zis, mie mi l-ai dat. Te-ai dus în închisoare acolo și ai făcut ceva bun persoane, unui neînsemnat. Mie mi le-ai făcut. Smerenă nu are în vedere fața omului. Toată lumea a fost prezent acolo. Nimeni nu știa ce urmează momentele următoare. Nimeni nu știa. Doar Isus și Iuda știau ce se întâmplă acolo. Isus știa ce era în inima lui Iuda. Isus știa ce urma să se întâmple. Și cu toate acestea, de aceea începe, de aceea începe evanghelistul Ioan pasajul acesta și spune i -a iubit pe ai săi până nu au zis i-a iubit pe unii dintre ei săi. Spune i-a iubit pe toți! Pe toți! I-a iubit până la capăt! Și i-a dat dovadă și lui Iuda, Iuda. Și au început imaginația mea să funcționeze. Ce ar fi fost momentul la să pochească Iuda? Spuneți, câți dintre voi v-ați întrebat asta? ce ar fi fost cum ar fi fost cursul istoriei sau ulterior ce ar fi trebuit să întâmple. Ia suntem oameni. Noi cunoaștem doar asta, bine nu știm. Dar Isus știa. Din momentul în care l-a ales, a ales un drac, spune cuvântul. Pentru că a știu ceea ce va alege el, nu ceea ce l-a pus Isus să facă. Și aici încep niște teologii să se bată așa cap în cap al predestinării. Nu e așa ceva. A fost o alegere. A fost o alegere. Faptul că Iisus a dus pe ele picioare, putea să spună Iuda, a, la tine oricum nu are rost, hai să, 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 să sar de tine. N-a făcut asta. Nu a făcut asta. S-a dus și zacu exact, cu aceeași dragoste că l-a la picioarele lui Andrei, l-a la picioarele lui Ioan, o venit Iuda și urmează cel mai iubit dintre pământeni, Petru. Petru. Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Întrebarea asta retorică, Vreau să vă gândiți, dragii mei, de câte ori a spus-o Domnul Isus. Poate că nu așa, poate că nu sub forma asta. Doamne, mă descurc. Doamne, pot. Chiar în toate vrei să fii implicat. Chiar în toate vrei să știi. Doamne, tu să vii să-ți picioarele? Și momentul ăsta, dragii mei, este doza aceea de mândrie de orgoliu, de aroganță. Doamne, Tu o să-ți picioarele? Și Domnul Iisus vrea să dea cu adevărat o lecție lui Petru. Pentru că smerenia nu are logică, dragii mei. Nu are logică pentru oameni. Pentru că în ziua de astăzi, oamenii încep să te catalogheze ca fiind naiv, ești, ești black. de ce ai face așa ceva? De ce te-ai călcat în picioare de oameni când tu ai demnitate? Și am înlocuit identitatea cu o demnitate, cu aroganță. Iisus tocmai de asta a făcut, pentru că știa cine este, a fost gata să se supună. Pentru că eu știu cine sunt. Nimeni nu poate să spună că-s black sau naiv. Nimeni nu poate să zică, oh, te las călcat în picioare. Și? Și? Care problema? Ce am de pierdut? Ce am de pierdut? Păi, de cutare să te lași călcat în picioare? Să-i permis celuilalt să zică cu tare și cutare lucru? Și ce, ce am de pierdut? Știi ce fac toți oamenii ăștia? Înșlefuiesc coroana. Fiecare în parte, felul în care ei încearcă să arunce cu noroi în mine, felul în care ei încearcă să mă șantajeze, nu fac altceva decât să mai pun acolo un, un onix, îmi mai pune acolo un diamant și o șlefuiesc și îți faceți o cam nevoie. Pentru că locul cel mai înalt e la picioarele lui Hristos. Acolo e locul cel mai înalt. Smerenia, dragii mei, știți de ce nu are logică? Pentru că nu-i de o burșă omeniască. Smerenia nu are nimic de a face cu omul. Pentru că nu omul a inventat smerenia. Omul nu e capabil să se smerească. Nu este capabil să se smerească. Domnul Iisus a fost cel care a venit și a dat un exemplu. Și a zis, Cam așa sunt oamenii de la mine în împărăție. Nu sunt nici blegi, nici naivi, dar își respectă împăratul. Sunt zmeriți pentru că respectă împăratul. Și atunci fiecare lucru pe care eu îl fac s ar pentru mult să nu aibă logică, dar să aibă logică pentru împărăție. Să aibă logică pentru împărăție. N-a avut nicio logică acolo să i văd pe demonia care stăteau așa agățați de perete, să-l vadă pe Fiul lui Dumnezeu, că ei știau exact cine este El. Să-l vadă pe Fiul lui Dumnezeu că se încinge și se pune acolo în genunchi și gata să spele picioarele. Și zic, asta e Dumnezeu? Nu are nicio logică. De aceea mulți evrei de ce nu l-au primit? N-are logică. Ăsta nu este Mesia pe care noi l-am așteptat. Noi așteptam un alt gen de Mesia. Și încep să creionez în mintea și în inima ta un alt gen de împărat. Cum ar trebui să arate acel împărat? Cum ar trebui să vină acel împărat? Cum ar trebui să se comporte acel împărat? Dar toate cele caracteristici sunt potrivite pentru lumea noastră. Nu pentru împărăția lui Dumnezeu. Și vrem un împărat după caracteristicile lumii noastre. Când au cerut primul oară un împărat, dă-ne și nouă împărat, că uște și ceilalți au. Dar nu vii destul cu mine, Eu zis, nu, dă-ne și nouă împărat, care să ne ia femeile, să ne ia bărbații, să ne ia pământurile, dă-ne și nouă un astfel de împărat. Și nu nicio problemă, poftiți, vi-l dau pe sau, luați-l, nicio problemă. Voi l-a cerut, luați-l. Și astăzi oamenii vor să creioneze un astfel de Dumnezeu. Identitatea ta și identitatea mea îl vor creona pe un Dumnezeu în care tu crezi, în care eu cred, în care eu mă încred, îl vor creona pe acest Dumnezeu. Și de fiecare dată când treci printr-o stare, identitatea ta îl va creona pe acel Dumnezeu cum o să mă ajute? De atâtea ori au venit oameni din consiliere și spuneau Ok, no, ce o să facă Dumnezeu de acum încolo? Și am zis, nu știu. Păi da, ar trebui să. Și am zis, nu ar trebui să. Eu nu-i spun lui ce să facă. Eu nu-i spun lui cum ar trebui să acționeze. Eu nu-i spun lui ce ar trebui să-mi ofere el mie, nu. Voia lui este bună, este plăcută și desăvârșită. În orice context. În orice context. Și a fost gata să se smerească. Chiar dacă smerenia lui nu avea absolut nicio logică. Vesetul 8, dragii mei, cuvântul Domnului spune... Dacă nu te spăl eu, Petre, nu vei avea parte deloc cu mine. Smerenia, dragii mei, are de-a face, de fapt, cu relația. Smerenia are, de fapt, cu relația. De fiecare dată când eu sunt gata să mă smeresc, asta dovedește relația dintre mine și el. De fiecare dată când sunt arogant, când sunt mândru, când sunt atosuficient, aia îmi spune că n-am nevoie de el. Sunt în permanență lupte între aceste două atitudini ale inimii mele. Un frate păstor, un coleg, un domnul cu vreo 10-15 ani, a avut un accident grav și a avut o moarte clinică. Și în momentul acela s-a dus. A trebuit să mărturisească, să spună cu persoanele cu care s-a întâlnit, care murise cu câțiva ani în urmă, și multe alte lucruri. Dar a venit înapoi cu un mesaj. Și lucruri pe care mi le au spus Domnul Iisus zic așa. Du-te înapoi și spune-le cât de importante sunt relațiile pentru mine. Și ăsta e mesajul care mi l-a dat Domnul Iisus. Și am zis, wow! Dar de fapt, de ce mă mir? Că spune, au zis, hai să facem om după chipul și asemănarea noastră, și să vizita un fiecare dimineață, să vizita cu el acolo în grădină. Deci nu l-a făcut pe Adam și nu a creat-o pe Eva, doar pur și simplu, hai, mene, să umblați și voi pe aici. În fiecare dimineață aveau părtășie unul cu celălalt și erau goi și nu știau și nu le era rușine unul de celălalt și de Dumnezeu. Și în momentul în care a intrat păcatul, spune, li s-au deschis ochii și au început să le fie rușine de un Dumnezeu care i-a creat. De fiecare dată când în viața mea nu există zmerenie, mi se deschid ochii și Dumnezeu devine un străin pentru mine. Mi se deschid ochii pentru o altă realitate și Dumnezeu devine un străin. Că nu mă desărți de străin ți rușine, nu? Ca să nu-ți vadă goliciunea. Și ne-am ascuns. Păi cine vă zis asta? Vi s-au schimbat identitatea? Vi s-a schimbat identitatea? Și ne-am ascuns. Dragul meu, de ce se străin de foarte multe ori? De ce îl simți pe Dumnezeu foarte departe uneori? Pentru că în viața ta încă este păcat. Pentru că nu ai acea relație că răspunsul Iisus lui Petru îți petre. Dacă eu nu te spăl, tu nu o să ai parte cu mine. Și a început să explice. Nu e vorba de botez, e vorba de relația permanentă pe care să ai cu mine zilnic. Nu din când în când, doar când ți-e greu. Vi la mine să ceri, vi la mine să te ploconești. Ve o relație în fiecare zi, că ai deschis ochii, să, vi, să te să trezești cu mine în gând, să Domnul Doamne Iisuse, încă o zi dată de la tine, m-am odihnit, Doamne Iisuse m a ridicat, merg, mișc, Recunoaște-L pe Domnul în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Relația, asta vrea Iisus de la noi. Asta e spălatul picioarelor. În fiecare zi să începi să ai o relație cu El. În fiecare zi, că e dimineața, că e seara, mai ales, mai ales seara, după ce trecem prin lumea asta mizerabilă, vedem lucruri care n-ar trebui să le vedem, auzim lucruri care n-ar trebui să le auzim. Unde mă duc? Mă duc undeva să mă spele cineva, nu? Imediat vin de asta, ah, să fac un duș neapărat. De ce să nu faci un duș și duș spiritual? Asta e relație vrea. Asta e relație vrea Isus. Hai la mine să te spăl. Hai la mine să te curăți. Hai la mine să dă mie, veniți la mine voi toți ce tu și împovărați. Și eu vă voi da o dihnă. Eu, spune Iisus, eu vă voi da o dihnă. Smerenia nu-ți scade nici din autoritate. Nu-ți scade din autoritate. Și-a luat hainele, după ce le-a spălat picioarele, și-a luat iarăși hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Mamă, ce mi a fi plăcut să am video, download la faza aia acolo așa. La toată starea aia de acolo. Cred că era o muțenie. Toți să așteptau să vină un sclav. Adică un om, o pleavă societății, un om, care, un om de nimic. Aia să facă, să spele picioarele. Și omul ăla de nimic a fost înlocuit de către Isus Hristos care Petru nu cu câtva timp în urmă o zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, a făcut lucrul acesta. Să vezi liniștea aia acolo care îți pocnești cu urechile de liniște. Înțelegeți voi ce v-am făcut eu acum? Nu avem nici cea mai vagă idee ce a fost asta. Ce vreau să vă spun, autoritatea pe care Dumnezeu vă dă vouă, nu voi ia nimeni De păcate atât de mulți slujitori Sunt cei care încearcă să-și păstreze Chilimele, scaunul Să fac, să drec, să nu cumva Să știi, vin alege Scaunul ăla nu ți le nimeni Dacă e să pleci, tu pleci cu scaun cu tot Pentru că autoritatea care vine de sus Nu ți o ia nimeni Numai tu o dai Numai tu renunți la ea Autoritatea care a venit asupra lui Dumne de la Dumnezeu, asupra Domnului Iisus Hristos, nimeni nu i-a luat-o, nimeni nu putea să-i o ia, pentru că era dată de Dumnezeu Tatăl. Dacă ți-e frică de lucrul acesta, înseamnă că nu știi cine ești. Înseamnă că în locul în care tu ești, ar putea să nu fie locul pe care îl vrea Dumnezeu. Iisus a știut cine este. Iisus a știut egal ce fac eu astăzi. Autoritatea mea de Dumnezeu nu o să mi ia nimeni. Nu o să cad înaintea demonilor ăștia de aici și o să le devin inferior lor. Nici de cum. Cât de mulți draci sunt peste tot. Ăla e momentul în care eu mă duc în autoritate, că eu sunt al lui. Autoritatea care n-a fost dată de la oameni, a fost dată de sus. A fost dată de sus. Autoritatea pe care ți-o dat o ție și te-o numit Ne-a dat dreptul să ne numim, să ne facem Să, să fim în familia lui fi de Dumnezeu Cine ți-o dat autoritatea asta? Niciun om Niciun om nu ți-a dat asta Niciun om nu o să ți-o ia Slujirea pe care tu o faci dacă știi că e clar că e de la Domnul și te-a așezat Domnul acolo, nimeni nu-ți ia asta. E indiferent de contextul în care tu te afli. Voi mă numiți învățător, domn. Și bine ziceți că sunt. Iarăși știu, sunt învățătorul vostru, sunt domnul vostru. Biblia spune că nimeni să nu arăbă dintre voi o părere mai înaltă de cum se cuvine. Știi cine ești? Știi ce piesă importantă ești în lucrarea lui Dumnezeu? Știi ce piesă importantă ești în biserică? A, sunt membru în biserică în vierea. Și? Și atât. Nu e și atât. Fiecare persoană, spune pe în sunt mădulare unii altora, dar fiecare persoană și are locul ei de slujire își are părtăci ca ei de slujire acolo. Nici o slujire nu este o superioară celelalte. Că stă costi acolo în spate și ne dă mâna și ne zâmbește și ne ia în brațe. Și zice, a, a, nu mă că aici în față. a, la, vine orațul și predică acolo. Nu e, e, o slujire în trupul lui Hristos. Egal ce faci. Și asta vrea să-l Domnul, dragii mei, egal cine sunteți, mai mare, mai mic, că vă a cu câțiva timp în urmă, care dintre voi să fiți mai mari în Împărăția lui Dumnezeu? Și eu vreau să vă spun, dacă nu te zmerești, nu o să vezi Împărăția lui Dumnezeu. Nu discutăm de mare, mic, acolo, nici de cum. Dacă nu te duci cu adevărat într-o stare de zmerenie, oriunde te duci, orice ce faci, unii confundă că un om smerit nu poate să fie autoritar. Cine a zis asta? Iarăși, conceptul, conceptul nostru despre ce înseamnă smeren, despre ce înseamnă Dumnezeu, o pus mâna pe bici, De era smerit. Autoritatea mea nu se stirbește atunci când eu o să mă smeresc. Niciodată, niciodată nu se va întâmpla lucrul acesta. Aș vrea să închei, dragii mei. Eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Pentru că eu v-am spălat, voi sunteți, nu spune și voi ar trebui să vă spălați picioarele unii altora, nici de cum. Sune, voi sunteți datori, voi sunteți obligați. Pentru că eu, învățătorul și Domnul, care voi mă vedeți aici sus, am fost gata să mă smeresc. Tu să faceți și voi lucrul acesta. Pentru că smerenia asta are de-a face cu relațiile. Sunteți datori să aveți relații sănătoase între voi. Sunteți datori. Nici de cum să nu existe niciun resentiment unul față de celălalt. Pentru că în momentul acela nu mai ești gata să-ți încingi mijlocul cu, cu ștergarul. În momentul în care ai resentiment, în momentul în care îl vezi pe celălalt un pic mai jos decât tine, tu nu ești gata să-ți vei pui ștergarul. Și îi spune, eu v-am dat o pildă. Petre, ești cel mai în vârstă. Ioan, ești cel mai mic. Relații în unitate. Despre asta vorbesc. Și au zis, dacă știți aceste lucruri. Și, dragii mei, începând de astăzi, să anulează versetul ăla în care spune că Dumnezeu nu ține cont de vreme de leștiință. Începând de astăzi, știți. Dacă știți și nu faceți, dar va fi ferice de voi dacă le faceți. Va fi ferice de voi dacă mergeți în smerenie. Va fi ferice de voi dacă știți să în... Aveți relații sănătoase unul cu celălalt Pentru că în relație, dragii mei, sănătoase Nu înseamnă că trebuie să taci și să înghiți Cuvântul în apostolul Pavel? Nu spune acolo Înghițiți-vă unii pe alții Nu zice acolo Îngăduiți-vă unii pe alții Aia înseamnă că am voie să vin să spun Ce ai făcut Aia îmi dă dreptul să vin să spun Vezi că ai greșit, vezi că m-ai rănit Vezi că ai făcut lucrul acesta Dar te iert nu să înghit, a, nu cumva, nu-i spun, nu știu că o să supere. Dacă ar fi fost în mintea lui Isus lucrul acesta, când Petru i-a zis, să te ferească Dumnezeu. sunt toți întors Domnul Iisus, a, Petru zice, nu prea te gândești tu bine și ta te îngădui, lasă că nu-i nimic. Sunt toți întors le -le, și o mustra i și a zis, înapoi a mea satano. Ai voie să mustri, dar în smerenie. Poți să mustri, dar în dragoste. Pentru că tot ceea ce facem noi a trebuit să întărească relațiile între noi. Nici de cum să ne despartă. Smerenia, slujirea noastră este ca să-i aducem pe oameni la Hristos și să desăvârșim, cum spune Scriptura, pe Sfinți. Dintre Sfinți sunt și eu. Și am nevoie de desăvârșire. Am nevoie de cunoaștere, am nevoie de, de sângele lui Hristos, am nevoie de atenționare. Câteodată spun și eu ca Petru, Doamne, Tu sunt -mi fiul mie picioarele, sunt deștept, mă descur fără Tine. Eu pot, am experiență. Și intervine aroganța, intervine aroganța și Iisus spune, nu, 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 ai nevoie de mine la fiecare pas. În orice context, Vă invit să vă ridicați, dragii mei. Am avut părtășia la masa Domnului. Dacă undeva acolo în inima ta, dacă undeva acolo în inima ta, ai o persoană care nu poți să-i speli picioarele, figurativ, cum dor vrei tu să-ți să iei? Dacă ai acolo în inima ta o persoană cu care nu poți să te duci să-i spui te iert în numele Domnului Isus. Dacă ai acolo un resentiment în inima ta față de cineva care ți-a făcut atât de mult rău sau care te a vorbit de rău și în inima ta se strânge când atunci vorbești despre persoana respectivă, eliberează-te din viața aceasta. Eliberează-te în dimineața aceasta. Și cu toată autoritatea care ți-o dat-o ție, Dumnezeu, de fiu, du-te astăzi și spune, Doamne, astăzi aleg în numele Tău să iert pe cutare. Doamne, astăzi în numele Tău vreau ca să-mi rup orice legătură greșită între mine și cutare. Pentru că vreau să slujesc Sfântul. Pentru că vreau să fiu smerit, vreau să trăiesc smerit. Aia înseamnă că vreau să fiu supusie. Și fiind o supusie, trebuie să fiu supus la absolut tot ceea ce tu ai spus, la toate legile și poruncile tale. Plecați capetele, păstrăm câteva momente în liniște și acolo vorbim cu noi înșine și cu Domnul Isus.